Pe 28 septembrie, joi, de la ora 13, în casa Folcoianu, în sala în care se află expoziția permanentă ce poate numele doctorului Epifanie Cozărescu, se organizează un colocviu cu o temă specifică, având titlul un medic igienist pe meleaguri romașcane, doctor Moise Enescu. Este organizat această activitate de către Muzeul de Istorie din Roman, în parteneriat cu două ONG-uri, e vorba de Asociația Cultural Științifică Urbană și Societatea de Istoria Medicinei și Farmaciei din Roman. Este o activitate de sine stătătoare, dar care vine în continuarea unei teme pe care muzeul nostru a mai abordat-o anterior. Este vorba de problematica sănătății și igienei publice. Practic ar fi a doua manifestare din o serie care va avea mai mult ca sigur și o continuare în viitorul an. Avem la această activitate mai mulți colaboratori și intervenienți în cadrul colocviului. Aș începe să spunem în ordinea importanței cu doamna profesor universitar dr. Dana Baran de la UMF Grigore de Popa Iași, este șefa Catedrei de Istoria Medicinei, care se raportează strict la doctorul Moise Enescu. De asemenea, aș continua cu directorul Direcției Județene Neamță Arhivelor Statului, Dan Pavel, cu ai noștri colegi din cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț Florentina Buzenski, de la Muzeul de Etnografie din Piatra Neamț, de la Complexul Muzeal Județean Iulian Antonescu de la Bacău, profesor dr. Anton Coșa, și ar mai fi două intervenții, e vorba de istoricul militar Sorin Grumuș, care este romașcan, și muzeograf Iulia Buznaru, deci cea care vă vorbește. Activitatea este structurată pe două părți, în sensul că vor fi un număr de patru intervenții care se leagă strict de numele doctorului Moise Enescu și alte trei care vizează problematica, spuneam, mai generală, mai generoasă, dacă vreți, a igienei și sănătății publice.